Cu siguranță ați auzit expresia este o lume mică până la urmă. Chiar dacă este un lucru puțin nebunesc privit dintr-o perspectivă directă, iar în același timp încântător pentru că ne face să fim interconectați într-un mod indirect, indiferent de distanța care ne separă. Totuși, să ne aducem aminte că este doar o expresie, iar în realitate planeta noastră este uriașă, la propriu. Poate că pare destul de mică și arată ca o umbră albastră pe lângă Jupiter sau Soarele din sistemul nostru solar, însă, pentru o planetă de dimensiunea ei care permite dezvoltarea vieții, este destul de spațioasă pentru a susține un număr incredibil de creaturi și forme de relief nemai întâlnite în univers. Cât de mare poate deveni Pământul este o noțiune destul de interesantă, nu-i așa? Bineînțeles, vom vorbi despre acest lucru în parametrii geologici ipotetici și plauzibili. Cu toate că poate părea puțin bizar, gândul că planeta noastră ar putea crește în dimensiune este destul de ciudat. Datorită plăcilor tectonice și altor factori geografici, acest lucru este aproape imposibil în realitate. Pământul nu va suferi o creștere imensă peste noapte și nici în decursul a sutelor de mii de ani. Dar haideți să nu ne gândim numai la acest lucru și să derulăm timpul înapoi, destul de departe în trecut, până în anul 1834. În acea perioadă, celebrul britanic, geolog, biolog și autor de cărți, tatăl teoriei evoluționiste, Charles Darwin, își modela cariera de-a lungul celor 7 mări urmărind să înțeleagă natura. În timpul celei de-a doua călătorie a sa, în timp ce se afla în Patagonia la bordul faimoasei nave HMS Beagle, care aparținea Marinei Regale Britanice, Darwin a investigat o serie de câmpii de stepă care aveau un grup de plaje anormale, mai ridicate față de nivelul mării. Acest lucru i-a indicat exploratorului englez că o zonă uriașă din malurile Americii de Sud au fost înălțate la un moment dat, în timp, printr-o succesiune de evenimente necunoscute la acea vreme. Pe scurt, ceea ce a văzut era că undeva sub scoarța terestră se află un peisaj invizibil care avea nevoie de o extindere treptată a materiei din care era formată. Aceste lucruri l-au pus pe gânduri, iar mai târziu, în anul 1835, a aplicat același concept munților Anzi. Acest lucru indică pentru el dovada faptului că are loc o extindere a scoarței terestre datorită acțiunii unei forțe necunoscute asupra ei. Cu toate că această teorie a reprezentat un moment scurt în demersul său geologic, Charles Darwin a renunțat la această idee. În schimb, el a teoretizat faptul că fundul oceanului se retrage odată cu înălțarea munților în decursul veacurilor, ceea ce explică formarea recifurilor de colar și atolilor oceanici. În mod evident, Darwin a fost un geniu și cu siguranță această teorie era mult mai amplă de atât, poate că se gândea chiar la posibilitatea existenței plăcilor tectonice nedescoperite pe acea vreme. Cu toate că nu a precizat acest lucru concret, toate teoriile sale despre expansiunea scoarței terestre au fost încapsulate într-o teorie cunoscută sub numele de ipoteza de dezvoltare a Pământului. Această teorie afirmă faptul că poziția și mișcările relative ale continentelor de pe Pământ se datorează, cel puțin parțial, datorită creșterii volumului planetei. În acea perioadă se credea literalmente că Pământul se mărește treptat. Această teorie se concentra în principal pe noțiunea adausului în masă suferit de planeta noastră. Pe scurt, cu toate că descoperirile lui Darwin erau pur observaționale, bazate pe ceea ce vedea la fața locului și pentru că exploratorul britanic nu a stabilit o teorie bine definită în acea privință, acest lucru a lăsat loc altor teorii create de mințile altor geologi de la acea vreme. Unul dintre acești geologi era Ivan Osipovici, care credea că în anul 1888 a formulat explicația mecanică a gravitației. El sugera că Pământul absorbea constant un fel de material ciudat, un fel de eter care în filozofia antică era un element fundamental al universului și umplea spațiul de deasupra cerului. În cele din urmă, eterul era transformat într-un element chimic nou care forța la rândul său expansiunea tuturor corpurilor cerești, inclusiv a Pământului. Această teorie sugerează faptul că adaosul de masă suferit de Pământ și de celelalte corpuri cosmice din univers era datorat gravitației, care era ca un fel de magnet gigantic și atrăgea miliarde de particule de material necunoscut existent peste tot în spațiu, care se transforma la rândul său într-un element chimic necunoscut, iar printr-un proces tot necunoscut și el, acest element chimic se transformă în materie normală din care sunt apoi formate lanțurile muntoase de-a lungul miliardelor de ani. Da, în mod evident, acest fenomen natural sună destul de bizar și oarecum imposibil, date fiind înțelegerile noastre din prezent asupra geologiei și fizicii planetei.
Însă, la acea vreme, teoria Daosului de masă era rezultatul unei gândiri revoluționare. Însă, într-un mod și mai ciudat, această teorie este oarecum precisă. Adică este un lucru bine cunoscut faptul că Pământul dobândește masă de-a lungul mileniilor. Dacă nu credeți, o să vă prezint raportul NASA, care în cele mai recente declarații au afirmat faptul că, în fiecare zi, în jur de 100 de tone de meteoroizi mici, fragmente de praf cosmic, iar uneori chiar și roci medii, intră în atmosfera Pământului. Cu toate că această cantitate a obiectelor spațiale care se ciocnesc de planeta noastră este uriașă, majoritatea resturilor cosmice se topesc în atmosferă și aterizează pe Pământ sub formă de praf. Însă, tehnic vorbind, acest proces este cu adevărat dovada care confirmă teoria a Daosului de masă. Dar, raportat la dimensiunea planetei noastre, această cantitate de resturi cosmice care se transformă mai apoi în praf este de fapt extrem de mică. Acest fenomen de capturare gravitațională a corpurilor cerești mici de către corpuri mai mari este infimă, iar cantitatea de masă capturată de Pământ este pur și simplu prea mică pentru a susține ipoteza dezvoltării Pământului. Toate acestea fiind spuse, dacă vrem să refacem lanțurile muntoase, vom avea nevoie de ceva mai mult decât o urmă de praf cosmic. Totuși, există un avertisment pe care îl putem adăuga în această teorie a expansiunii volumului Pământului. Dacă planeta noastră va căpăta de-a lungul milioanelor de ani o masă mai mare, cu siguranță acest lucru va crește și forța gravitațională a Pământului, ceea ce va modifica orbita planetei noastre și a celorlalte obiecte din sistemul nostru solar, printre care și satelitul natural Luna. Odată cu modificarea orbitei Lunii, înclinarea axială a planetei noastre se va schimba și ea. Destul de interesant, nu credeți? Cu toate că ipoteza de dezvoltare a Pământului este contrazisă de către oamenii de știință, această teorie are un sâmbure de adevăr. Tehnic vorbind, planeta noastră câștigă masă în fiecare zi. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!